Începusem prezentarea mea de mai devreme, spunându-vă despre faptul că noi funcționăm omnicanal și ce înseamnă asta, pe canale care funcționează împreună, offline și online. Și trebuia să vă spun o chestie foarte interesantă de care v-am amintit băieți acum. Probabil că ați auzit din piață despre Buy Now, Pay Later, acest concept pe care cred că l-au adus în zona de retail cei de la Klarna, care sunt... Este un finanțator imens care funcționează în Europa de Vest și Statele Unite. Cumpere acum, plătești mai târziu. Conceptul tradus în română nu are atât de multă atracțiune. Cumpere acum, plătești mai târziu. Da, ok, la orice credit așa este. Dar ce au făcut și cum am notat produsul ăsta? Cumpere acum, plătești din 4 la 10 cu dobândă de 0%. Păi este cunoscut produsul cu dobândă de 0%? Da, da. Cumpere acum, plătești mai târziu, 4 rate, 0% dobândă. Condiția este să nu depășească 2000 de lei și prima rată o achiziți acum. Urmează încă 3 rate. Foarte simplu. Ne-au crescut numărul de clienți, de numărul de la vânzări de clienți, cu 70% în online, din momentul în care am introdus acest produs. Și pentru că vorbim că în online, acolo am propagat și alte campanii le-am desfășurat în zona asta, m-am gândit că trebuie să vorbim despre online și trebuie să vă spun că a doua parte a discuției noastre, terenii noastre, este mult mai interesantă pentru că am alături de mine de oameni valoroși care vor vorbi despre digital marketing și e-commerce. Și am încercat să traduc acolo, sau cum să ducem afacerea acolo unde este atenția clienților. Da, dragilor, față de anul trecut, măsurând după Black Friday de anul acesta, din rapoartele pe care comercianții le-au publicat, spun că a crescut foarte mult numărul celor care cumpără online versus offline. Creșterea în offline este marginală, în online este cu adevărat noua bătălie, este nou paradis, ocean albastru acolo este în online. Și foarte interesant, a crescut cu 70% numărul achizițiilor lansate din mediul rural, pe care poate îl ignoram, la care ajungeam cel mai greu. Cel mai greu, Iulian, targetez pe unii care sunt la Brebi, la, nu știu, nu cunosc foarte bine localitatea din jur, dar cel mai greu ajungi la ei, dacă îi spui într-un mediu corect digital, ajungi mai ușor la el, pentru că 80% dintre comenzii lansate de Black Friday sunt lansate pe un device mobil, tabletă sau smartphone. 80%, dar semnala e peste tot. Și atunci, dacă atenția lor este în zona aia, înseamnă că ar trebui să-și construiască odată un magazin virtual și doi la mână o carte de vizită. Să le spun, să-mi cred notorietatea, trebuie să le spun despre ceea ce fac eu. Dar eu doar îmi dau cu părerea, pentru că atât de mine îi am pe cei doi specialiști. Și întâmplător sau nu, ați spune coincidență, pe amândoi îi cheamă Marius. Ne-am vorbit. Marius Coman, care este un guru în zona de social media, așa puțin pentru mine este un om pe care l-apreciez foarte mult și după ce l-am cunoscut, am început să-l urmăresc, pentru că altfel părea doar că mie e simpatic și atât. Nu, dar el știe ce face acolo și merită ascultați. Iar pe Marius Inveriu, că știți de la Magic Five, pentru că ce credeți? Este ploieștean de-al nostru, de aici. Nu, îți bistrițean mărita la Ploiești. E ok. Dar mai avem până, mă adoptă de tot. El când s-a mutat în Ploiești a crescut în viteză, că deștept oricum era și el conduce Magic Five, o companie care asta face, construiește magazine digitale. Domnilor, bine ați venit. Vă mulțumesc că ne-ați luat invitația. Mulțumesc că ne-ați chemat. Cu tot dragul. Ne-a pus presiune pe noi acum. Vorbim mai devreme despre zona digitală și să ne construim acolo magazine, să ne construim o imagine publică. Și vreau să încep, dacă vorbim de magazin, să îmi permite să mă uit, mi-am și notat câteva întrebări, pentru că cu voi trebuie să fiu foarte pregătit. Așa. Bine faci! Da. Și o să-l întreb pe Marius, care la Magic Five. Știi cum o să zic? O să întreb Magic Five acum, da. Tu te identifici cu imaginea de brand, ceea ce e foarte bine și te felicit pentru asta. Marius, cât costă un magazin online? Poate să coste 10.000 de euro, poate să coste 30.000 de euro, la fel de bine cum poate să coste 50 de euro. Costul e determinat pe de o parte de pe ce platformă este construit și de cine îl construiește și cu câtă îndemânare îl construiește. Latura de jos avem CMS-uri, sisteme de management de conținut care se găsesc pe internet, unele de tip open source. Open source înseamnă că pot să mă duc să-l iau, să-l instalez la nivel de server și să-l fac să funcționeze pentru mine fără să plătesc bani, ca și OpenCart, WordPress și ce mai exista pe planetă.
La Polo Plus sunt soluții mai dedicate și mai mari, precum, nu știu, Magento, unde o licență costă câteva zeci de mii de euro. Dar există și ceea ce facem noi, și anume magazine online custom, care sunt scrise de la zero. Adică există cineva care chiar dă din degete ca să se întâmple acel magazin online, care, ca și costuri, sunt undeva între cele două. Deci, un răspuns 100% corect pentru cât costă un magazin online nu există. Există, în schimb, un răspuns corect în momentul în care avem o listă de solicitări și o listă de funcționalități care trebuie să se întâmple, pe care și-l dorește clientul, plus lista de funcționalități care știm noi că trebuie să existe ca magazin online să fie unul de succes. Tu ești un generator de astfel de magazine, tu ești un creator de astfel de magazine. Dar vorbeam de vreme despre acele platforme predefinite, WooCommerce sau Shopify, care recomanzi, pe care tu, business-ul tău, te trage din ceea ce construiești tu. Bineînțeles că recomand. Ca o companie la început de drum sau o firmă care abia acum încearcă să facă pași mărunți în domeniul online-ului, eu nu recomand neapărat o investiție foarte mare sau să vorbim cu cineva care vine cu o licență sau vine cu un sistem care e mai complex. Mai degrabă, aș face niște experimente ca să-mi validez business-ul online cu o platformă de tipul WordPress. Și un WordPress, exact cum am zis, poate să coste și 200 de euro, 50 de euro, 100 de euro. Adică nu vorbim de niște sume considerabile. Sunt soluții și soluții, la fel cum sunt clienți și clienți. Bine, pe de altă parte am și văzut multinaționale cu cifre de afaceri care depășesc niște zeci de milioane, care stau pe un WordPress de 50 de euro. N-au nevoie? Nu prea e ok, din punct de vedere al siguranței și din punct de vedere al multor altor aspecte. Dar da, recomand WordPress în situații în care vreau să validez un business, în situații în care vreau să încerc nu știu cu ce se mănâncă, în situații în care am nevoie de ceva super rapid, pentru că dezvoltarea de o platformă durează, am nevoie de ceva super rapid în câteva zile, atunci da, instalez un WordPress, pun o temă frumoasă pe care o cumpăr cu 30 de euro și îl fac să funcționeze. Deci în zona asta sunt multe soluții, dar știi ce? Acum am o întrebare pentru Marius. Și dacă am înțeles, aici se poate cumpăra sau nu, acum ajung în zona ta de conținut, acolo unde tu stăpânești foarte bine lucrurile. Și știi ce? Eu vreau să te întreb pe tine. Eu dacă nu știu ce să filmez, că tu îi spui cel care trebuie să spun, iartă-mă, îmi spui că e foarte important să aduc content, dar mie îmi se pare că nu este interesant, că n-am ce să zic și măcar nu știu cum să fac. Aici discuția e ce vinzi sau de ce vrei să faci conținut. Dacă vrei doar să vinzi, să spui că uite, am sticla asta de apă, ei, cumpărați-mi sticla asta de apă, automat că oamenii nu o să vrea să se uite la lucruri care sunt numai despre vânzare. Că noi ne batem cu degetul mare al oamenilor. Adică inamicul meu e ăsta. Când oamenii stau pe metro, hei, sau du-te, du-te de aici că nu te ascult. Hei, vrei să ia? Ce vreau să știu? Adică dacă tu reușești să-ți faci mesajul să fie interesant, ai o șansă ca omul să te asculte. Acum am întors la tine. Depinde ce vrei să vinzi. Care e motivul pentru care vrei să faci? Dacă ai un produs, aș încerca să-l fac cumva creativ. Să văd, bă, ce rezolvă produsul ăsta în viața oamenilor și să nu prezint neapărat ca un cuțit. Că ăsta e cuțitul care poate să taie, e făcut din nu știu ce, titan, că poate nu interesează. Poate e un bucătar care are nevoie să știe materialul, că da, mine mă interesează că e mai tehnic. Dar doamnele nu prea au nevoie să știe că e din titan, mai ales dacă vorbim de cuțitul ăsta care trebuie să fie într-o bucătărie. Ce aș căuta să văd cum pot eu să-l integrez în așa fel încât el să fie mai interesant. El practic ce face? Un cuțit care taie. Ok, bun, ia să văd ce poți să tai cu el. Hai să vedem, testăm chestii. Ia, cum tai un castravete cu el? Cât de repede poți să-l tai? Nu știu dacă am răspuns la întrebarea ta, dar asta aș face. Când nu știi ce să faci, bă, și o să afli, caută lucruri pe internet. Auzi, Marius, dar dacă mie mi se pare, eu știu că am un produs de care am nevoie. Și puteți da un exemplu. Eu am o clinică medicală, startup-ul okay. De care vorbeam mai devreme. Ce să spun, că ai nevoie să fii sănătos? Nu, acolo se schimbă un pic comunicarea. Când e vorba de business-uri care au și informații de dat mai departe, primul lucru, cu toate că nu e etic, este să scoți în față o problemă pe care ar putea să o aibă omul. Nu neapărat de prevenție, de cum să nu mai ai carii, ci uite ce riști dacă nu-ți tratezi cariile. E practic același lucru despre care vorbim, dar în lucruri din unghiuri diferite care s-ar putea să oprească omul din scroll. Ok. Aș căuta să văd care sunt lucrurile, care sunt informațiile de care are nevoie persoana să le audă, dar nu prezentate ca la televizor. Cu cât e mai formal și cu cât sunt cuvinte mai de specialitate, cu atât oamenii nu înțeleg lucrul ăla și e o problemă cu oamenii cu care lucrez în general și asta mă doare pe suflet. Oamenii care au studii în anumite arii, unde
Ok, ai învățat mult, dar nu folosi cuvinte din astea complicate, doar ca să te dai tu mare, să-ți vadă alți colegi de-ai tăi din industrie că știi tu cuvinte și știi tu chestii, că nu ai ți-aduc bani în buzunar. Ce aș căuta eu să fac și asta recomand pe mai departe, încearcă să explici ce faci tu în cuvinte cât mai simple ca să poată să înțeleagă și un copil de 3 ani. A, că folosești tu un cuvânt mai complicat care, pe care vrei tu să-l înțelegi și are nevoie să fie acolo, explică-l imediat după ce se întâmplă. Asta aș face, cel puțin pe internet. Aș încerca să, cu cât reușești să-ți explici tu ideile mai simplu și să le înțeleagă o persoană, persoana cea care se uită, se simte înțeleasă și el nu-și dă seama, dar în capul lui e încrederea, omul ăsta înțelege mai, știe să spună ce am eu mai bine decât pot să spun eu, decât pot să-mi spun, să-mi definesc eu problema. Și atunci să leagă o conexiune între tine și persoana aia și când e nevoie să plătească pe cineva, tu vei fi cel care, de care își va aduce aminte. Ah, că stai că mi-am adus eu aminte de băiatul ăsta, dă să mă duc să-mi fac dinții aici. Nu știu dacă am răspuns neapărat la întrebare, dar asta e abordarea care funcționează acum în piață și asta o și folosesc. Ok, exemplul meu a fost unul particularizat, dacă ar fi fost să fie o clinică medicală care are un serviciu medical nișat. Deci aș vorbesc de o chestie specifică, una generală, cum vorbeai tu de la Mâncuțit. Și foarte interesant, îmi aduc aminte că discuția pe care am avut-o noi și primise o întrebare din public și mi-a plăcut foarte mult abordarea, era, uite, eu tratez paradontoza, nu și celălalt de 25 de milioane, probabil. Corect, da. Dar cum ar fi fost, și aici te citesc pe tine, cum ar fi, uite, trei semne că s-ar putea să ai paradontoză. Fără să știi că ai. Doctor Cezar. Da, 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 cumva în direcția asta, adică mai mult decât atât. Prima propoziție dintr-un video, acum dacă e să dăm într-o altă, ca să vorbim și un pic tehnic, un video este format din trei lucruri. Odată este hook-ul, adică prima propoziție pe care tu o spui, care îți captează atenția, care îți câștigă 3 secunde din timpul omului și în alea 3 secunde el decide dacă îți mai dă mai departe timp să audă ce spui tu. A doua bucată este body-ul. Body-ul practic este în acea bucățică, tu trebuie să-i livrezi omului ce ai promis în prima bucată, în hook, cum am spus acolo, cum ai spus tu. Uite care sunt trei semne că s-ar putea să ai parodontoză fără să știi că ai parodontoză. Și imediat după să nu explici ce e parodontoza, ci să spui care sunt semnele. 1. Păi când te speli pe dinți, scuip sânge. Aoleu, scuip sânge când mă spăl pe dinți. Și se mișcă dinții când tragi de ei. Aoleu, se mișcă dinții când trag de ei. Și la final, al treilea lucru, este call to action, în care tu îi spui omului să facă ceva. În general, pe net, din ce am observat noi, cam 1% din oamenii care ajung până la finalul videoului fac ce spui tu în video dacă acest call to action, această normală acțiune, este una rezonabilă. Rezonabil ce înseamnă? Dă-mi follow, salvează video, lasă un comentariu. Cu cât îi cer să facă lucruri mai mari, cu atât el s-ar putea să nu facă. Prin lucruri mai mari mă refer la sună acum și hai să te rezolvăm. Asta funcționează cu sună acum și hai să rezolvăm problema, doar dacă tu în spate mai ai alte 20 de videouri în care nu i-ai cerut nimic. Doar ai vrut să-l informezi. Bă, uite, asta e pentru mine, dă-mi follow dacă vrei mai multe. Ok, mersi. Mersi, mie mi-a plăcut foarte mult exemplul pe care l-ai dat atunci, mi s-a făcut absolut relevant. S-ar putea să ai măcar, știi ce, nu mă interesează, dați măcar curios, care dracu ar fi alea, știi? Sau am un prieten. Ferească Dumnezeu, o chestie ovariană, eu sunt bărbat, dar parcă m-aș uita că poate îmi trebuie informația. Știi? Mi s-a părut foarte interesantă. Și mai am o întrebare la tine. Dacă mie mi se pare că nu știu cum să mă filmez, sau nu știu ce să fac eu. Mai bine nu fac, că s-ar putea să mă fac de rahat, că nu știu cum. N-am tehnică, n-am pregătire, n-am instrumentele, device-uri de care am nevoie. De acord. Acum, Ana, toți suntem urâți până la un anumit punct. Depinde cine se uită la noi, dacă e să o luăm așa. Întorcându-mă la ce ai povestit tu acolo, iarăși ceva ce îmi stă pe suflet. Cu cât faci un lucru mai bun, mai mult, cu atât devii mai bun în lucrul ăla. Tu dacă n-ai făcut în viața ta conținut pe net, nu te-ai filmat în viața ta, evident că nu o să fii la fel de priceput, la fel de bun, nu o să-ți placă ție de tine. Oricum, tu când te uiți la tine, sunt lucruri subiective. Mama, ar de ca sprânceana asta un pic cam sus, uite ce nas mare am, uite că am urechile care șui, uite că am un nas, un ară mai mare, una mai mică. Oamenilor nu le pasă de treaba asta, mai ales dacă ești la început. E o zicală cumva pe net. Ce facem noi, că primele 100 de videouri nu sunt cele potrivite pentru tine. 100 de videouri sunt cam multe, într-adevăr. Eu am zis că bă, primele 60 de videouri pe care o să le faci o să fie penale. Nu o să știi cum să vorbești, o să te bâlbâi, nu o să ai lumină bună, o să ți se pară ție că ai un ochi mai sus, un mai strâmb. Dar nu contează treaba asta. Cu cât faci mai mult, cu atât
Partea cea mai mișto, că acum am venit să vă spun voi, că ce gândiți voi, ce gândește o persoană în momentul când vrea să apuce să facă conținut, e ce gândesc majoritatea. Pui și tu în balanță, bă, dacă eu mă apuc acum să fac conținut într-un an de zile, ce o să se întâmple? O să mă judece oamenii? Ok, și dacă mă judecă ce? Îi cunosc? Nu îi cunosc. Dar aia care nu te judecă, s-ar putea să vină să te plătească. Comparativ cu dacă n-ai începe să faci conținut, ai în continuare în bula ta acolo liniștit, mamă. Și începi să te uiți la alții, zici, mă, ce bine era dacă făceam și eu, dar parcă am nasul ăsta cam mare. Hai să fac un pic, dar nu mi-a ieșit mie bine. Adică dacă e să le pui în balanță, dacă un an de zile, și asta poți să o garantezi cu mâna pe suflet, chiar dacă n-ai aparatură, nu știi cum să te filmezi, nu ți se pare ție că vorbești ampulea. Scuzați-mă, așa sunt eu ca și... Mă gândesc că nu vă deranjează, dar da, întorcând. Nu s-a auzit. Da. Până în spate nu s-a auzit. Ah, perfect. Cineva să dă organul înapoi. Dacă tu începi să faci lucrurile astea, 100% în ce faceți voi, fie că e magazin online, fie că e o locație efectivă, cum e o clinică, fie că e un business pe bază de informații, cum sunt coach, consultanți, după un an de zile postând frecvent pe social media, n-are cum să nu se întâmple ceva în afacerea voastră. Nu există să nu crească. Cât află mai mulți oameni de voi, cu atât o să crească și încasările în buzunarele voastre. Subscriu. Dar nu există 100%. Să nu, n-are cum să nu se întâmple lucrul ăsta. Acum, dacă reveniți la costuri și cum să facă să ajungă lumea la mine, acum întorc la Magic 5 și vorbeam de magazinul virtual. Mai pot să vorbesc doar despre bani astăzi, așa? Scump, foarte scump. Da, așa. Trebuie să te întrebi, să-mi spui cum să fac să ajung cu produsele mele în magazinul virtual pe care l-am construit, indiferent că sunt o marcă auto sau că sunt un magazin care vând spune unelte, cum să fac să ajung la cât mai multă lume care caută pe Google produsul pe care eu îl vând. Păi, în primul și în primul rând trebuie să ai conținut care ideal ar fi să fie original și în același timp ar trebui să fie monkey proof și aici o să mă leg de ce o zis Marius. Da, monkey proof înseamnă ca virgulă și un copil de 7 ani, dacă citește ce am scris acolo, să aibă sens. Nu să facă, că am fost criticat cu face sens, are sens. Trebuie să fie ușor de digerat orice fel de conținut care există pe internet. Subscriu la ce a zis Marius, 100%. Noi, din perspectiva noastră de profesioniști, avem impresia că dacă ne facem un site, trebuie să vorbim pentru profesioniști ca noi. Fals. În afară de cazurile medicină și ultra tehnic și industrial, nu e nevoie să scriem cuvinte pompoase, ci trebuie să avem conținut original pe care să-l poată digera oricine este cât uși de cât curios de site-ul nostru. Asta este prima. A doua, site-ul trebuie să fie impecabil din punct de vedere tehnic. Ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să încarce aproape instantaneu. Pentru cine nu știe, baremul de încărcare conform lui Google în clipa asta pe mobile este de 0,87 secunde. Dacă se încarcă mai greu de o secundă, ai o problemă. Putem vorbi după noi. Trebuie să aibă rații de contrast, care iarăși contează foarte mult. Prea puțin se vorbește în zona asta de web development despre rații de contrast. Rația de contrast pe un site între culori este un factor de indexare. De exemplu, putem să ne uităm aici. Aici avem contrast. Da? Avem negru cu alb, nu sunt culori. Dar avem portocaliu ăsta minunat peste care a venit cu negru și cu alb și contrastează toate. De ce este important contrastul? Pentru că nu toți vedem la fel. Eu, de exemplu, am nevoie de ochelari. Eu dacă intru pe un site și am roșu pe roșu deschis, s-ar putea să am o situație să nu-mi placă să plec. Mai departe, trebuie făcut SEO, optimizare SEO, Search Engine Optimization. Asta ce înseamnă? Înseamnă că pe de o parte site-ul trebuie să aibă conținut cum trebuie, să fie impecabil din punct de vedere tehnic, să vorbească cu cine trebuie să vorbească, dar pe de altă parte trebuie să exist în online și alte publicații online, site-uri, să vorbească despre mine. Ce înseamnă alte publicații? Site-uri înseamnă platforme de social media, înseamnă bloguri, înseamnă alte publicații online, se numește, și noi facem ceea ce se numește, un profil de backlinking. Și aici o mică paranteză pentru cei care vindeți produse și le vindeți și pe eMag. eMag-ul are un domain authority, adică autoritatea domeniului de 90, ceea ce din punct de vedere al lui Google este enorm. Înseamnă că eMag-ul ca și site este foarte relevant și foarte important. Dacă eu iau un produs și îl pun la mine pe site și scriu ala bala portocala și după aia, pentru că sunt leneș, mă duc pe eMag și scriu exact aceeași descriere la exact același produs,
Chiar dacă eu eram indexat bine de Google și eram pe poziția 1, datorită faptului că am duplicat conținutul pe EMAG, nu voi mai fi pe poziția 1, sunt șanse de 95% ca EMAG-ul să mă detroneze. Deci foarte mare grijă, v-ați uitat unii alții pentru că probabil asta ați făcut. Nu-i panică, 90% dintre proprietarii de afaceri fac din păcate treaba asta. Foarte mare grijă la cum comunicați. Cei la mine pe site trebuie să fie unic și la mine pe site, conținutul unic este foarte valoros. Cei pe alte platforme, că e Mac, că e Dorali, că e cel.ro, că e whatever, poate să fie același conținut, dar modificat, alterat. Da? Aici eu am o întrebare. Dacă eu am un site care vânde electro-IT, mai mult ca sigur că mașini de spălat arctic le vând eu și toată lumea din piața asta. Așa. Și cât de autentic pot să fiu dacă eu vând mașini de spălat arctic și frigiderea aia? E foarte simplu. Google se uită și ignoră conținutul care ține de specificația tehnică a produsului. Pentru că orice produs are aceeași specificație tehnică. Bun? Dar descrierea în sine e cu totul și tot o altă poveste. Dacă tu scrii o descriere la tine pe site și spui mașina de spălat Arctic e cea mai albă mașină din lume și după aia din lene pe EMAG scrie exact aceeași chestie, atunci este clar că nu ți-ai bătut capul și nu te interesează și vrei să-i dai ceea ce ai fi putut tu să indexezi, îi dai lui EMAG, pentru că EMAG are domain authority mai mare, adică autoritate mai mare în internet decât site-ul tău, care probabil are 5, 10, 20 în cazuri extreme. Și pentru că vorbeam despre dacă s-ar putea să fii plictisitor, revin la tine, la Marius. Știi, mie mi se pare, eu nu am multe produse pe care le vând, vă dau iarăși un exemplu. Și apropo, vreau să fac o paranteză. Dragilor, trecați-mi. Știți că mi-aș face foarte mult să mă ajutați să-i pun dificultate pe ei. Ce? Pentru mine ar conta mult de tot și punem pe ei într-o reală dificultate. Ei sunt super specialiști, s-ar putea ca unele întrebările mele, chiar dacă le-am pus de la dumneavoastră, să nu fie cele mai relevante, sau cele care cu adevărat dor, pe care să vă sunt curios de o chestie foarte tare. Vă rog frumos, de-aia sunt invitați și au super disponibilitate să răspund la întrebări fiecăruia. Așa că vă rog frumos să ne întrebați oricând doriți dumneavoastră. Ai voie să stai să mă scrii cea mai fiabilă, cea mai... Nu, doamne și fărți, nu. Este contravine legii 156/2008. Dacă vrei amendă de la ANAF, ideal ar fi să scrii. Probabil cea mai. Nici asta nu ține, vă dau un exemplu. Cea mai bună mașină sau cea mai albă. Nu, am zis eu ca și exemplu total aiurea. Din nefericire, scuză-mă, și chiar foarte important să menționez chestia asta, în ultimii 8 ani de activitate de Magic 5, în Ploiești, doar în Ploiești și în împrejurim, am avut 6 cazuri de amenzi pe tema asta. Și de cele mai multe ori nu au fost cu cea mai. Au fost probabil cel mai bun raport calitate-preț. A fost amendă de 10.000 de lei pe povestea asta. Da, dacă nu vă cheamă Coral, atunci nu aveți voie să spuneți că sunteți cel mai. Dacă vă cheamă Coral, atunci ok. Coral Comimpex are voie să spună orice. Dar să știți că dacă vreți să probați asta, că este cel mai bine, aveți un produs inovativ, să aveți o marcă proprie, eu pot să spun că pentru modelul ăsta de mașină de costuri, pe care doar eu o creez și brandul este al meu, ăsta este cel mai ieftin model din gamă. Puteți verifica toată România. Este foarte riscant, nu. Deci, e foarte bună conversația. Nu vă riscați. Unul dintre cele mai mari parcuri auto din Ploiești, luat amendă acum 5 ani, pentru că el a zis că e cel mai mare parc auto din Ploiești. Culmea e și clientul vostru. Ba da, era. Tot la amendă. De ce? Pentru că trebuie să existe un studiu, care studiu trebuie să fie acreditat, care ce să vede, studiul acreditat se face doar de KPMG și mulți alții. Și atunci, noi nu suntem Altex, că e bun exemplu Altex. Noi nu suntem Altex să băgăm 100.000 într-un studiu care să valideze o anumită chestie. Sfatul meu, prietenesc, să nu o faceți. Adică încercați să evitați genul ăsta de exprimări, că nu sunt sănătoase. Legal vorbit. Marius, vreau să te întreb pe tine mai devreme, că vorbeam de o mașină de spălat pe care o vinde toată lumea, probabil. Și mă refer la o mașină de spălat pentru că nu ar să punteze un tipul particulare pe care le avem în sală. Și dacă mie mi se pare că am o mașină de spălat pe care o vinde toată lumea și mi se pare că nu sunt relevant, nu că nu sunt interesant, sau mai grav, s-ar putea să fiu confundat cu un plictisitor. Ce să fac, să mă opresc? Eu am fost pasibil de amendă de 5.000 de lei, au călcat, au venit în invitație. Am spus că am scris la o mașină diesel, probabil cel mai motor fiabil, făcut de Volkswagen de Moda, era vorba de motor de la Volkswagen. Am zis, bă, capul meu, și vezi dacă nu îți poate să-l interzi, te calcăm. Trebuie să pui un studiu relevant. Nu există. Deci legea, și ți-o trimit cu cel mai mare drag din lume, care este legea practicilor anticoncurențiale, stipulează în clar ce e voie și ce nu e voie. Dar ideea este că atâta timp cât există o afirmație de tipul cel mai, cea mai sau probabil cea mai, Carlsberg, ei se vor sesiza. Pe de altă parte, să nu uităm un lucru. ANAF-ul în Ploiești și în România în general este compus din oameni, care oamenii ce fac? Interpretează cum vor mușchilor. Și atunci,
Eu personal nu m-aș duce în disputa asta, pentru că pe lângă amendă, mai există și o altă latură. Ei mă obligă să public scuze și în presă scrisă offline și în presă scrisă online. Și nimic nu-i mai frumos decât să mă duc să mă rog de Prahovaniu nu știu care, scrie-te rog frumos scuze că am făcut au buba cu ANAF-ul din Plăști. Nu e ok. Deci, să ne ferim de chestia asta. Marius, revin la tine. Repet, așa e spălat, banală, sunt plictisitor, mă opresc. Sau vrei să fiu plictisitor? De ce te-ai opri? Te referi la ce să postez, dacă e vorba de un produs de sine stătător plictisitor sau e vorba și de persoană? Nu, la... eu, s-ar putea, nu frica mea de a fi plictisitor sau nerelevant, pentru că am un produs pe care îl mai am încă 50 de niși, probabil, mai notorii ca mine, care fac asta de mai mult timp, mă descurajează pe mine să-mi fac un conținut, un content video, pe care să-l urc ulterior pe rețele socializare, pentru că fac alții deja, pentru că produsul meu nu este autentic, nu am o chestie pe care să o am doar eu. Dar poți să prezinți produsul într-un mod autentic. Dacă ne referim strict la ideea asta de mașină de spălat, ce aș încerca să fac eu este să mă gândesc, bă, ok, bun, oamenii când au mașina asta de spălat, ce se întâmplă cu ea în casă? Care sunt lucrurile? În general, doamnele folosesc mașina de spălat, ok, bun, ce se întâmplă în casă? Păi poate că, nu știu, bagă-mă, e soțul, o sun... Asta e exemplu de un video pe care l-aș face. Soția îl sună pe soț, bă, bagă și tu hainele la spălat. El, cum e cu berea în mână și la FIFA, ia și le bagă pe toate. Vine femeia acasă, ai băgat la spălat? Da, cum? S-au și spălat. Și vede acasă, vede că s-a amestecate cu toate. Colorate, cu albe, cu toate. Și aș pune mâinile ca, vai, ce-ai făcut? De ce ai pus asta? Păi nu mi-ai spus să bagă mașina asta foarte mișto de la nu știu cine? Practic așa tu inserezi brandul tău. E o mașină de spălat pe care o are toată lumea. Dar o faci într-un mod creativ, într-un mod amuzant, ca să nu mă simt eu că vrei să-mi o vinzi. Practic adaugi asta când el dă explicația în replica de la final. Păi am băgat că mi-ai spus tu să bag haine la spălat mașina asta super mișto pe care am luat-o de pe mașinidespalat.ro. Te oprești acolo cu totul, cu video. Nu e deranjant că îți faci reclamă, pentru că e spus într-un mod funny. Asta aș încerca să fac eu. Aș încerca să îmbrac un produs care cumva e plictisitor în niște ipostaze pe care, în care oamenii se regăsesc. Și aici sunt convins că dacă vă puneți minte la contribuție, ați putea să găsiți niște lucruri de genul ăsta. Să vedem, bă, ce aș putea să fac pe net ca să fie relatable, nu știu cum vine în română, care e cuvântul. Relevant. Nu e relevant neapărat, este de a te regăsi tu în situația respectivă. Același principiu este și la stand-up. Stand-up-ul de ce funcționează? De ce sunt cei mai mari oameni vorbesc despre relații, despre familie, despre soacră? Deja viu, exact. Păi da, merge, dar de unde știu ei că merg? Care e relevant? Păi dar de unde? N-ai de unde să știi că merge. Trebuie să vezi ce merge. Sunt... Că tu de ce râzi? Râzi când auzi chestii în care tu te-ai regăsit. Sau care te transpuie, putea să fii și tu acolo. Exact. Sau știi pe cineva care ți-a spus. Exact. Da. Și pe când ai spus, acum am o întrebare mai scurtă și dacă le voi alterna, că o să tot îți spun întrebări. Da, exploatează de da, noi. Exploatează-ne. La greu, nu mă opresc. Să știi că acum mă gândeam spre, bă, ești creativ, te-ai gândit la o chestie, are un fir epic. Până bagă la spate, eu cu berea în mână, am înțeles asta, foarte mișto, te-ai gândit o chestie și te-a pus toată la grămadă. Dar eu nu sunt creativ ca tine, dar eu sunt disciplinat. Am fost creativ. Și atunci, iar răspund. Pe lângă faptul că îți spuneam mai devreme, să fiu un plictisitor și mi-e frică să nu fiu plictisitor în fața lor, să-mi atrag hate pe net, că tot se sperie de asta, nu sunt nici creativ și am și în asumare. Știi? Poftim? Bravo! Bravo. Nu vreau să spun, scopul meu aici nu este să vă îndrum către, bă, mergeți spre cineva care știe, ăla e ultimul caz în care nu vreți, nu mergeți la cineva care să vă ajute să facă munca asta în locul vostru. Scopul meu aici este să vă dau uneltele și unghiurile necesare din care să știți cum puteți să abordați problema, să puteți să o faceți singur, că mai ales dacă ai spus că ești la început de drum, nu prea știi, să încerci un pic, că dacă îți merge, dacă tu crezi că ești plictisitor și de fapt modul tău de a fi ca și persoană, asta e mașina de spălat Arctic. Dai cu pumnile în ea. Bagi la spălat, deschizi ușa, iei haina, o bagi aici, închezi ușa. E același lucru făcut într-un mod plictisitor, dar care poate prinde la persoane. E super subiectivă partea asta cu plictisitor. Sunt conturi în care unii oameni fac lucruri extrem de plictisitoare și sunt fani tocmai pentru că sunt plictisitoare. Și, serios, nu e o glumă. Da. Există o nișă în direcția asta. Adică... Iarăși, 100% cu ce zici? S-a terminat mașina de spălat. Ceră bani. S-a terminat bere. Revedere. Deci,
s-ar putea să conteze mai mult, adică nu e nicio problemă să fiu plictisitor, cât ești disciplinat și fac asta și nu mă opresc la face asta pentru că ce puse să spun, dacă atenția clienților noștri se mută acolo, ar fi culmea ca noi să nu fim acolo. Și am o completare. Nu, e deja acolo. E deja acolo, stai, e doar în continuă creștere. Da. Am o completare care e extraordinar de bună. Mi-a plecat creierul, mi-a căzut creierul când am văzut ce se întâmplă. Eram la calculator, nu știu ce făceam, iubita mea era în partea dreaptă, în colțul canapelei. Tot auzeam în spate, că ce te uiți femeie, la ce faci acolo? Și mi-arată că era o femeie care efectiv avea într-un butic de cartier din ăsta, lua hainele, uite UGG-urile astea roze cu fundița asta de, mi-am păstrat și eu pereche și le-a pus la 50 de euro, cine vrea să comande. Și avea 800-900 de oameni pe live în timp ce aș prezenta produsele pe care le vindea după aia. Chiar dacă ești plictisitor, chiar dacă nu, tu poți să spui telefonul live și să explici, bă, asta e mașina care nu știu ce, uite, are atâtea programe de spălat, are atâtea chestii. Și poate să strângi de multă audiență, ea prezentă niște cizme? Da. N-am crezut. În Asia există ferme de produs de conținut în timp real, adică sunt niște camere pline de niște dudui sau băieți care nu fac altceva decât să vândă pe live produse. It's da, a thing. Da, e un trend. 30% din vânzarea B2C din Asia înspre Asia și Europa se face prin acest instrument. Am înțeles. Și acum avem o întrebare pentru tine. Și are legătură cu ceea ce spuneai, adică ok, dacă am și content, sunt disciplinat. Se fac chestia asta și acum în zona digitală, produsele pe care eu le promovez pe site-ul meu, este indicat să fie în concomitent sau în paralel să le promovez și social media? Da, logic. Da, este mult, adică dacă am o super promoție, nu vreau să fie o chestie redundantă, evident mă făcut și acolo, nu fii idiot, dar am o super promoție care mă costă foarte mult promoția asta, o promovez în Google, are rost să mai bag bani și acolo sau trebuie doar să fac parte din rutina pe care eu o am? E nevoie să plătesc suplimentar pentru o promoție pe care o am și în social media? Depinde ce anume îți dorești să faci cu promoția respectivă. E o promoție care îți aduce ție bani, că vrei să mai faci niște bani. E o promoție unde nu faci bani neapărat, dar aud multe persoane de tine. E o promoție în care poate pierzi bani, dar obișnuiești omul să cumpere de la tine. Sunt motive diferite. Care e motivul pentru care vrei să faci promoția respectivă? Și cred că aici Marius poate să răspundă mult mai. Aici sunt părerii pe ce înseamnă produse. Eu nu prea știu neapărat, nu m-am dau cu părerea. Eu mă simt bine în partea asta. Eu zic să o privim un pic invers. Tu ai un site. Cum ajung oamenii la tine pe site? Asta e întrebarea numărul. Cum ajung? Pe Google. Păi bun, și dacă tu ești pe pagina 50? Am înțeles. Și dacă am o bază de date, că l-am trimis un newsletter. Și au intrat aia. Au dat click. Dacă ai o bază de date și ai trimis un newsletter și ai dovada faptului că oamenii s-au abonat la newsletterul tău ca să nu încalci iarăși legea, atunci da, e foarte mișto. Deși da, cam complicat. Deci, ca să ajungă oamenii la tine pe site să cumpere produsul tău, tu ai nevoie să maximizezi toate sursele de trafic pe care le ai la îndemână. Și aici există marketing plătit, care e foarte simplu și la îndemână oricui. Facebook Ads, Google Ads și așa mai departe. Dar există și celelalte surse de trafic care, ce să vedeți, sunt gratis. Rețelele de social media, bloguri, postări în alte părți. Și atunci, e cumva peste mână, eu am o promoție la mine pe site, dar nu zic pe ea, de ea pe Facebook sau pe Instagram sau unde mai stau. Ba da, mă duc și zic de ea, zic pe pagina mea, zic pe contul personal, mai rog și 3 prieteni să zică de ea, astfel încât să maximizez potențialul ca acea promoție să ajungă la cât mai mulți oameni care să vină la mine pe site, care să cumpere. De când rate TBA Bank, așa, tu și al 20.000 de oameni, 20.000 de puncte de vânzare de România, nu? Și nu o spui, că evident toți vindem în rate. Sunt 20.000 care lucrează cu TBA Bank în România. Păi, indiferent că îți dau sau nu un produs, buy now, pay later, pentru că l-au și alți 20.000. Așa și. Atunci merită să spui chestia asta? Păi sunt niște milioane de oameni care au site și vând. Nu mai ne facem site-uri pentru că sunt altele milioane care vând deja. Adică nu face să... Nu are sens, mă scuzați. Din punctul meu de vedere, orice opțiune pe care tu o poți pune într-un checkout, checkout înseamnă ultimul pas dintr-un proces de vânzare online, orice opțiune care facilitează achiziția este binevenită atâta timp cât nu exagerezi cu 1000 de opțiuni. Că și aici e o discuție. Sunt magazine online care au la final plătește rate cu TBI, plătește rate cu nu știu cine, plătește rate cu Star Card, cu nu știu care, cu nu știu care, cu nu știu care. Și în același timp mai vine și zice, vezi că livrezi și cu curierul ăsta, 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 ăsta. Nu. Keep it stupid simple. Ai doi furnizori de
rate, 1 de rate, 2 maxim de rate, ai un furnizor de servicii de curierat, astfel încât decizia să fie simplă de luat pentru vizitator. Vizitatorii n-au chef să piardă timp și să ia ei o decizie. Să nu afișezi pe site faptul că tu poți să plătești în rate, din punctul meu de vedere, este o inepție. Dar când îi spun asta? Îi spun în homepage sau îi spun în pagina produs? Îi spun peste tot pentru că este un argument de vânzare. Faptul că tu poți să achiziționezi ceva mai ușor este la fel de argument de vânzare ca și livrare gratuită. Same shit. Exact aceeași poveste. Garanție extinsă 1000 de zile. Este la fel de argument de vânzare. Este un argument de vânzare. Îți facilitezi vânzarea. Pe unde să afișezi? Peste tot. În pagina de produs, la checkout, în homepage și oriunde altundeva. Cu plăcere. Te-am ridicat. Toată lumea o să-și pună rată de la tine. De mâine. Rată la toată lumea. E relevant. Acum mai am o întrebare și revin iarăși la platforme. Vă ziceam de TikTok mai devreme și chestia cu live. Eu eram convins că TikTok e pentru copii. Uh-huh. Este copii și... Știi ce au zis colegii mei când ne-a zis că îmi fac TikTok acum 3 ani de zile? Acum 3 ani de zile râdeau. Anul trecut când au văzut că am încasat 50.000 de euro din TikTok, nu mai râs. În ultimele 4 săptămâni de când am fost și am vorbit la Craiova și chiar m-am uitat acum câți bani s-au încasat ca urmare a videourilor pe care le-am pus pe TikTok și vreo 12.000 de euro, nu râde nimeni. Surprinzător. Oamenii care fac business stau pe TikTok și am observat, scuză-mă că ți-am luat un pic. El e expert în TikTok, nu eu. Da? Deci marți. Oamenii de business și unii dintre cei mai frumoși clienți pe care noi îi avem la Magic 5 au venit de pe TikTok, să știți treaba asta. Și clienți nu butica. Cred că am ajuns la punctul ăla cu TikTok, pe care cred că toată lumea aștepta. E TikTok de copii sau nu e de copii? E și de copii, e și de adulți. Când a apărut prima oară TikTok, într-adevăr, erau trenduri, erau mai mulțăreli, oameni care râdeau, oameni care făceau chestii, era destinat copiilor mici. Acum, pe măsură ce platforma se maturizează, băieții care au făcut TikTok-ul s-au gândit, bă, cum căcat facem bani din asta? Copiii nu au bani să facă. Și au început să categorisească cumva conținutul în așa fel încât să fie și pentru oamenii de business, cum ai spus tu, să crească un pic nivelul vârstei a persoanelor care stau pe TikTok. Și astfel, motorașul ăla de căutare și cum indexează TikTok-ul e atât de bine optimizat încât în funcție de ce este video, în funcție de ce vorbești un video, îl arată persoanelor care au interese similare. De aia Marius a reușit să facă, cât ai făcut, 50.000 anul trecut și cu 12.000. Pentru că s-au dus la oameni de business. E firesc. Eu când am început să fac lucrul ăsta, eu nu sunt de mult pe piață vizibil, dar am vreo 5 ani de zile experiență într-o agenție de marketing. Și am, cred că din mai am început să postez lucruri pe internet. Și din mai până acum, ca și încasări din vizualizările pe care le-am făcut, cred că am îndat pe la vreo 75-80.000 de euro aici pe avion. Am trecut pe TVA curând. Ca business făcut din vizualizările. Ca să nu înțeleagă lumea că ai încasat bani de la tine. Asta urma să spun mai devreme. Asta urma să spun. Nu e relevant câți urmăritori ai, nu e deloc relevant. Leșema, eu am doar 5.000 și un pic de urmăritori, ceea ce e super puțin, dar am 3 videouri în ultima săptămână care au făcut mai mult de 60.000 de vizualizări. E absolut irrelevant. Nu numărul de urmăritori contează. Da, nu e relevant. Nu e la... E cine se uită la tine. Iar... Ce preferi? Să ai 1000 de oameni care sunt gata să te plătească pe tine pentru serviciile pe care le ai? Am 50. Așa. N-am cum să fac asta vizualizări, nu? Ba da. TikTok-ul asta face. Fiecare... Am făcut 137.000 de vizualizări cu un video pe care l-am făcut total pe loc pentru că unul dintre colegii mei s-a dat peste cap cu mașina și el rămăsese numărul de matriculare pe care scria Magic 5 acum 3 ani de zile și am scos telefonul și am zis ne dăm peste cap pentru clienții noștri. Ăsta a fost video. 137.000 de vizualizări au făcut în 2 zile și am mai câștigat încă 200 de follower. Absolut irrelevant. Dar din aia 200 de follower care au fost acolo au fost cei care mi-au devenit clienți. Care au venit și au zis, bă, te ții minte de atunci, de la faza aia cu accidentul. Că a fost foarte funny, cumva cum ai îmbrăcat o chestie negativă într-o chestie pozitivă. Vară video, că e acolo, de acum trebuie. Da, am observat și eu un trend. Se îmbracă foarte bine cu ce ai spus tu.
încep ușor, ușor oamenii să nu mai aibă atât de multă încredere în brandurile, nu ăstea, că ăștia care sunt mastodonți, ăștia care sunt mai spre mici, medii și un pic spre, spre a deveni mare. Prea mai au așa multă încredere sau nu se mai apropie atât de repede dacă tu ești super țapăn, super totul perfect, super cu toate. Cu cât ești mai uman și cu cât îți arăți că ești și amuzant, ești tu om, ești... mă regăsesc în tine, cum a spus și ne dăm peste cap. Exact, da. Mă conectez mai repede cu tine. Adică am nevoie să știu că bă, dacă vin și lucrez cu tine, o să fie comunicarea asta așa super formală cu mine, o să fie doar așa. Sunt oameni care vor doar asta, e perfect, dar sunt și persoane cum sunt eu, cu oamenii care lucrez, bă, nu-mi place să țin totuși numai, vedeți cum sunt și aici, vorbesc și mai scap și câte un jurător, așa sunt și cu oamenii care, așa sunt eu ca om. Și nu, adică îmi doresc, pe lângă faptul că facem chestii împreună, hai să le facem să fie și fun. Dacă suntem numai așa bățoși în continuu și să vedem cu optimizare, cu uite ce s-a întâmplat cu retenția oamenilor, că a început la 30%, ar trebui să adaptăm hook-ul, să facem 7 variații în care nu merge neapărat. Adică aș putea să le fac, dar nu sunt pentru mine și nu simt că ăsta e trendul care funcționează pe mai departe. Întorcându-ne la platforme, fiecare platformă de social media are un anumit rol. Și TikTok-ul când a apărut a început să schimbe, a dat peste cap cu totul. De aia când au început să apară și Facebook Reels și Instagram Reels și YouTube Shorts, care nu existau până când să fie TikTok-ul, nu era. Era doar ideea de a face video în format landscape cum filmează Mario, dar nu puteți vezi că e ascuns. Să filmezi cu telefonul așa, ei TikTok când a venit, azi nu, noi vrem să facem astea așa, le facem invers, facem video vertical, cum a spus Apple. Ce e ăsta, calculator? Da, facem și noi, dar nu putem să facem, facem invers, dau scroll în jos, se duce în sus, că ce? Hai, pun X-ul invers, așa a făcut și TikTok-ul și practic... ei cu ce au venit în față era că tu puteai să nu ai niciun fel de audiență, să nu te cunoască nimeni și să pui două videouri și al doilea să facă 300.000 de view-uri, cum am făcut. Primul face 50 de view-uri, mamă, nu funcționează, îl pui pe al doilea și face 300.000. Îți oferă posibilitatea să ajungi la mult mai multă lume, mult mai repede comparativ cu Instagram și cu Facebook și YouTube Shorts, care au cu totul alt, cum îi spuneau, cu totul alt rol. Dacă e să ne întoarcem acum la lucruri tehnice, Instagram-ul funcționează pe, cum îi spune, e pe bază de newsfeed, adică asta ce înseamnă? Că dacă o persoană te urmărește pe tine și tu postezi de 10 ori, ei văd postările tale, aceeași persoană vede o postare de 10 ori și dacă nu e interesant, bă, s-ar putea să nu se mai uite și să plictisești. În schimb, pe TikTok este bazat pe search, pe interese. Tu poți să, chiar dacă ai 1000 de follower și postezi 10 videouri, alea 10 videouri n-ajung de fiecare dată la aceeași 1000 de follower. Ia și împrăște pe mai mult. Poate că aici au câștigat ei. Nu știu dacă am răspuns la întrebare neapărat. Dacă n-am răspuns, întorceți-mă înapoi, că simt că m-am dus un pic, m-am bâlbuit în idei. Nu, eu te întrebam, plecat sunt de la ideea că TikTok este pentru copii. Și este, spus, da. Oamenii cu asta au început și putem să monetizăm, putem să facem bani ca să copii, copiii nu plătesc. Așa, da, întorcându-mă la ce am spus. Banii pe care i-am făcut și eu și Marius nu sunt pentru faptul că ne-au plătit platformele. E foarte greu să trăiești în România doar din ce îți dau ție platformele, dacă faci conținut și ești plătit de acolo și mă gândesc că nu despre asta. Vreau, nu sunteți creator, vreți să aveți business, vă interesează că la final, bă, eu pun 15 videouri aici, dar la final când trag linie, merită? Ce ajută foarte mult este atenția care, pe care o obțineți pe baza acelor vizualizări, acelor video pe care le faceți. Dacă aveți instrumente necesare, cum are Marius, aveți un site sau aveți ceva unde să dirijați traficul, evident că o să faceți mult mai mulți bani. Vreau să zic ceva vis-a-vis de ce a spus. Conținutul pe TikTok, scuză-mă că te-am întrebat, conținutul pe TikTok trebuie să fie autentic. Dacă și conținutul pe site e la fel de autentic, atunci șansele ca acel om care ne vede pe TikTok, pe Instagram, unde ne vede, să devină clientul nostru sunt extraordinar de mari. Trebuie să existe tot timpul o conexiune între cele două. Cum vorbesc pe TikTok, cum mă prezint, același lucru să-l am peste tot. Și extrem de mai mult de atât, dacă reușesc să am verbal, în fața unei camere, spus, așa mă exprim eu, și pe site să am exact același lucru, lui Google îi place. Și îi place foarte tare chestia asta. Și va direcționa mai departe și mai departe și mai departe utilizatori și vizitatori și implicit toate astea înseamnă la finalul zilei mai mulți bani. Domnilor, mai am eu o întrebare. Te rog, Alice. Vă spuneați mai devreme că putem să încercăm noi chestia asta. Am încercat și nu funcționează. Acum mă gândesc să lucrez cu o echipă de digital marketing. Ce așteptări ar trebui să am de la o echipă de digital marketing? Digital marketing e o plasă foarte largă. Ce ai încercat să faci conținut? Ai încercat să faci reclame? Vrei vânzări mai mult? Vreau să vând. Dacă vrei să vinzi, s-ar putea ca eu pe partea de video, așa să nu fie cea mai bună variantă, să fie colegul meu Marius. Practic eu ce fac prin partea de video și prin partea de conținut organic nu este să bag 100 de lei acum și la viitoare scoatem 200 de lei.
El face asta, dar e conținut plătit. Practic acolo se poate cuantifica. În schimb, ce fac eu? Eu construiesc pe perioadă mai lungă de timp, apărând în piață cum e Altex, de 20 de ani, cel mai mic preț în continuu, care nu e neapărat cuantificabil în cifre. Adică, bă, am făcut 15 video-uri, am făcut atâtea vizualizări, ăștia-s banii, dar pe o perioadă mai lungă de timp se formează brandul și referitor la publicitate, că aici se leagă foarte bine și o mare parte din oameni nu înțeleg neapărat și sper ca voi să înțelegeți după treaba asta. Cu cât devine mai accesibilă bucata asta de a cumpăra atenție, să bagi bani în reclamă, cu atât costurile pentru reclamă o să crească. Ăsta e un lucru care se întâmplă de fiecare dată. Costurile în publicitate o să crească de la an la an. Sunt mai mulți oameni care bagă bani în reclamă, logică, Facebook, e ca la licitație. Dau 10 lei să apar, vine Marius, bagă 12 lei, îl bagă pe el. Dacă vreau să intru, trebuie să dau 13 lei și n-am 13 lei. Nu stau în banca mea cumva. Ce face bucata asta de conținut video și postând în continuu? Creează conexiunea și vă creează vouă brandul, ca dacă... Și ca și analogie, și dacă pe voi vă costă 10 lei ca omul să cumpere un produs de la voi de pe site, voi 3 lei îl pierdeți, bă, noi suntem aici. Ascultă-mă un pic, stai un pic, pierdeți 3 lei numai ca să-l opriți pe el din scroll. În schimb, dacă voi deja aveți brandul format, omul când vede o reclamă de la voi e mult mai deschis să vadă, ia mă, ce, oricum a postat conținut, a învățat chestii, vrea și el să vândă, ia ce vrea să vândă. Se lasă, e mult mai permisiv cu voi decât dacă ați încercat să-i vindeți agresiv și practic 3 lei ăia îi salvați. Iar costurile crescând în continuu, cu cât e brandul mai mare, cu atât costurile pe care voi le plătiți ca oamenii să cumpere de la voi, scad. A nu se confunda marketingul cu brandingul. Da, două lucruri diferite. Merg mână-mână, dar sunt diferite. Două lucruri diametral opus. Ca să răspund eu la întrebare, că e mai simplu. Așteptările de la o agenție de marketing trebuie să fie corelate cu rezultatele pe care ele promit. Există indicator de performanță pe care putem seta, există un buget de marketing care se poate calcula în avans. În funcție de bugetul respectiv de marketing trebuie să existe niște rezultate. La pol opus trebuie să existe și branding, adică să fii on top of mind. Altex de 20 de ani este on top of mind. Toată lumea știe cine e Altex, pentru că Altex reușește prin brandingul pe care îl face să fie on top of mind. Și atunci, nu... Cine crede că se duce la o agenție de marketing și găsește un gigel la care îi dă 5 lei și ăla produce un lead, nu e suficient. E nevoie să și filmezi, e nevoie să și arăți, dar ideal este să faci ceva. Pentru că sunt, din păcate, în România în clipa asta, nu pot să zic în cifre că da, pun pariu că sunt mult, majoritatea business-urilor trăiesc cu impresia că dacă au o pagină de Facebook sau un cont de TikTok, cineva o să vină și o să le cumpere produsele, chiar dacă ei nu fac nimic. Băieți, înțeleg. Și greșesc. Dacă bag bani în reclame, dacă bag bani în publicitate, mai este nevoie să fiu la fel de disciplinat ca să ne crezăm acea creștere organică de oricum da. Bani? Da. Depinde câți bani ai de băgat în reclame. Că dacă ai bani mulți, vrei să depinzi doar de reclame, da, bagă bani în reclame. Asumă-ți că o să, în timp, o să crească costurile de reclame și dacă nu crești costurile de la tine de pe site și mai ales dacă ai un magazin online, e cam greu să crești costurile produselor, că omul nu-ți mai cumpără a doua oară. Asumă-ți că o să pierzi ușor din marja aia de profit dacă nu faci și conținut și dacă nu începi să te, dacă nu îți crești brandul ca omul să înceapă să cumpere fără să vadă o reclamă de la tine. Nu mai trăim în vremurile în care doar matematic vorbind puteai să faci achiziție de lead-uri și atât. Nu mai există business-uri care doar se duc și cumpără lead-uri și atât. Există business-uri care cumpără lead-uri și care fac și marketing organic sau care fac brand awareness. Nu e, dar repet, nu mai este suficient doar să te duci să cumperi niște reclamă, pentru că costurile cu reclamă o să crească, pentru că din ce în ce mai multe business-uri se prind că poate să cumpere atenție. Atenția poate fi obținută și în alte feluri. Este 100% adevărat ceea ce zice Marius. Nu trebuie să fii un expert ca să obții atenție. Toți obținem atenție. La finalul zilei toți am obținut atenție cel puțin o dată în viață. Când am însurat, când am luat 10 la școală. Serios, e real. Faptul că noi credem despre noi că nu putem să obținem atenție, nu-i panică. Eu am un video de 60.000 de vizualizări pe TikTok, de acum o săptămână, în care jumătate îmi zic că am cearcă-ne. Aia e problema lor cea mai mare, nu ceea ce ziceam. Okay, adică... Nu, asta e problema, adică nu e vreo chestie, e corect ceea ce au zis oamenii, pentru că la momentul respectiv chiar avem niște cearcăne mai mari decât am acum. Dar nu e o chestie cu care să nu pot trăi. Pentru că pe mine la finalul zilei ce mă interesează? Mă interesează că oamenii au venit, au comentat, că video-ul s-a dus mai departe la alți oameni și că mi-a generat 3 clienți. Deci nu mai dorm încă 3 nopți și în următorul video o să am cearcăne și mai mari. Să înțeleg că atunci când există
acțiune pe un reel, pe un content pe care tu l-ai, care sunt comentarii de bună calitate, de proastă calitate, indiferent cum, înseamnă engagement din partea publicului. Și asta îl face, algoritmul este posibil așa construit încât să te pună iarăși mai sus, să ajungă mai mult. De ce? Pentru că atenție în zona asta, ceva se întâmplă. Am o explicație super simplă aici. Platformele de social media sunt business-uri. Business-urile ce vor să facă? Vor să facă bani. Ei cum fac bani? Vând reclame pe platformele lor. Cui vând reclame? Oamenilor care stau pe platformele lor. Voi dacă aveți un video care ține oamenii pe platforme, ei vând mai multe reclame. Logic o să vă arate video mai, de la mai multe persoane ca să țineți oamenii cu ajutorul videoului vostru. Ei țin mai mult timp oamenii pe platformă, vând mai multe reclame. Vând mai multe reclame, fac mai mulți bani și cerc ăsta să ia de la capăt. E simplu, nu e ușor, dar ăsta e principiul din spate. Cam după asta se ghidează platformele. Ok, să știi că pentru mine și vă rog să mă opriți dacă spun o prostie, să știi că până acum ceva vreme știam despre o chestie că e virală doar dacă are legătură cu un virus, cu vreo bacterie. E corect, COVID. Înțelegi? Da. Acum să fii viral e foarte bine. Să faci o chestie virală e foarte bine. De ce? Pentru că atunci captezi audiența asupra ta. Da. Dar nu e bine să fii pozitiv. Da. Nu e bine să fii pozitiv. Exact. La COVID. Seropozitiv. Okay. Și la COVID, și în comentarii, și cum faci videourile, e bine să ai o doză din asta de negativism. În general, tot ce este cum să fii mai bun la nu prea funcționează. Că oamenii nu vor să meargă spre ceva, vor să fugă de ceva. Cum era exemplu cu parodontoza. Uite ce ai, cum e parodontoza și să te ai grijă să nu, nu știu, prevenție comparativ cu uite că s-ar putea să ai fără să știi. Cum adică s-ar putea? Mai am o întrebare mai tehnică la voi, e valabilă pentru ambii băieți. Eu sunt un comerciant, vând autoturisme și vreau să știu cum ar putea cineva mie să spună cam care este bugetul corect, adică acel randament între eficiență și cost, astfel încât să-mi aloc eu banii să-mi pun pe lună să-i bag în... A răspunsul corect, calculat. Te rog. 10% din cât vrei să vinzi. Cel mai simplu lucru din lume. Adică dacă eu vreau să vând 100.000 de euro pe lună, adică înseamnă 10 autoturisme, tu spui că un autoturism a trebuit să-l dau la social media? Toate costurile tale asociate marketingului, și când spun toate costurile asociate marketingului, înseamnă agenția de marketing, omul cu care faci video, site, mentenanță, internet, telefoane, agende, vânzări, toate cumulate înseamnă 10%. Nu mă crede, pe mine e studiu. Asta costă. Ok. Și totuși... Ca să ai garanția că vinzi. Am înțeles. Totuși, eu am deja o vânzare recurentă, lună de lună mi se întâmplă asta, sunt într-o, cum să spun, am un sell-out, o cifră de afaceri, că nu, am o cifră de afaceri care este în regulă, crește cu 5%. Dacă vreau să accelerez un pic, ar trebui tot timpul să mă gândesc că din ceea ce vreau în plus trebuie să cresc costurile. Investiția. Să afle mai multe lume despre tine, da. Investiția. Atenție, da, e foarte important. Investiție. Marketingul nu este cost. Dacă priviți marketingul ca și cost, degeaba faceți business. Marketing este investiție. Cât bag în marketing versus cât trebuie să-mi iasă. Și marketing, iarăși, o altă plângere. Am băgat 3 luni, nu ieși nimic. Ai băgat 3 luni în ce? În marketing plătit. Păi da, dar marketing nu înseamnă doar marketing plătit. Mă repet încă o dată și zic mai rar. Marketing înseamnă carte de vizită, telefon, agent de vânzări, cine îmi procesează lead-ul, curentul pe care îl plătesc ca să țin laptopul în priză, hosting-ul ca să am adresă care să nu fie arond Yahoo și să fiu penibil, site-ul, mentenanța site-ului dacă există și așa mai departe. Costurile cu marketingul nu sunt doar agenția de marketing și reclamele plătite. Costul de marketing, costul, dacă te uiți la el ca și cost, este mult mai mare. Dar el trebuie privit ca și investiție, nu ca și cost. Dar că nu este. Sunt de la întrebarea pe care a pus-o și scuzați-o pe Alisa, a spus, uite, nu cred că fac bine ce trebuie și vreau să mă duc la o agenție, nu? Corect, Alisa? Da, și care sunt așteptările? Ce se vădă și spun lui Marius? Cum, Marius, am venit la tine, vreau să fie bine, frate, nu știu ce să zic exact, dar vreau să-mi fie mai bine. Ți-e rău acum? Cât de rău poți să te mă? Nu știu. Dar nu stau cu marfa nevândă de două luni, să văd câte una. Că clienții nu mă caută, nu-mi sună telefonul. Ce să cer? În primul rând, dacă te duci la o agenție, cel mai rău lucru este să spună, să-ți dea o ofertă din față, așa, fără să te întrebe lucruri, fără să-ți vadă ce vrei tu să faci. Dacă cineva face treaba asta cu voi, înseamnă că vrea doar să ia banii și nu se pricepe și zice da la toată lumea. La ce ar trebui să vă uitați este să vedeți cât de interesat e omul ăla să vă ajute într-adevăr, să afle problema, să vadă dacă e competent să vă ajute, că și asta e. Ori
agențiile de marketing și în general business-urile nu ajută pe toată lumea. Cineva care se pricepe are o bucățică pe care știe să o rezolve foarte bine și asta caută să vadă. Vadă dacă problema pe care tu o ai poate fi rezolvată de acea persoană. Dacă tu ești la o agenție de marketing și ea îți spune, dacă ai venit la mine și spune, bă, am produsele astea pe sat, aici nu se vând, probabil că aș fi spus, bă, eu sunt părerist când vine vorba de produse, nu știu, uite, ți-l recomand pe Marius, vorbește cu el dacă poate să te ajute, să vezi care e varianta cea mai potrivită pentru tine. Sunt de părere că dacă e vorba de treaba asta, de o agenție, ar trebui să spune niște întrebări să vadă, să te ajute, de fapt să aveți în acel prim apel, în acea prima interacțiune, să te ajute. Să descoperiți împreună care e problema pe care tu ai și să vedeți care sunt variantele de rezolvare, nu să vină să-ți propună. Deci sfat, nu mai semnați cu agenții care au un tarif standard de 200 de euro pe lună sau 300. Dacă pentru ce ar cere bani așa, 200 de euro pe ca să fie niște semi-angajați mediocri care să facă 3 postări pe Facebook. Dacă vrei 3 postări pe Facebook, da, dă banii. Deci nu, asta se întâmplă. Adică marketing în România, asta înseamnă. Mi-am făcut agenție de marketing, înseamnă că am doi studenți la care le dau acces în Canva care e pro sau nu e pro și pun pe aia să facă 3 postări minunate pentru 300 de euro pe lună. Asta e marketingul român. Marketing pe bune înseamnă, vin la tine în business, văd ce mănânci, văd cum te comporți, văd cine e clientul tău, care e clientul la care vrei să ajungi și de regulă cei doi nu se potrivesc niciodată. Și văd cum poți să ajungi la clientul la care vrei să ajungi și facem împreună un plan care se bazeze pe indicatori de performanță. Adică, ce trebuie să fac eu ca pentru tine investiția asta să dea randament? Domnilor, mai am, pentru că ne apropiem de final, eu am o întrebare general valabilă pentru ambii. Și nu vreau să spuneți în orice ori ne doriți voi, dar are legătură și cu ceea ce avem în față. Pentru că voi ați înțeles foarte bine din cum au funcționat business-urile și cum i-ați văzut pe clienții voi, partenerii voștri. Bă, chiar prin experiență pur persoană, bă, mie mi-a mers chestia asta, pentru că am văzut o chestie care funcționează pentru mine, neapărat și pentru tine. Dar acum întrebarea are legătură cu o chestie pur personală, viziunea voastră. Cum va arăta zona de social media sau ce se va întâmpla într-un an de acum înainte? Cum va fi într-un an de acum înainte? Atât pe social media, cât și acolo unde tu ești specialist, Marius, în e-commerce. Marius, Cuman, dacă vrei să începi tu, te rog. Pot să încep, dar fără niciun fel de problemă. Asta e trendul pe care îl văd acum și dacă începeți să faceți lucrurile de acum, o să funcționeze mult mai bine. La noi bucata asta de a te afișa și a începe să dai informații pe net gratuite și a explica lucruri fără să vrei să vinzi neapărat, abia e la început, abia începe. Cu cât începeți mai repede, cu atât o să meargă mai repede. Eu sunt de părere că oamenii o să fie din ce în ce mai sceptici când vine vorba de a cumpăra în general lucruri de pe internet sau a se duce să apeleze la un serviciu. Și cu cât reușești să vorbești despre produsul tău într-o manieră simplă, în așa fel încât să înțeleagă toată lumea și prin toată lumea, mă refer și un copil de 5 ani, cu atât tu vei câștiga teren în piață. De asta cred, că oamenii caută să se conecteze mai mult cu o persoană neapărat. Chiar dacă e un brand, e un logo, în spatele logo-ului ăluia trebuie să fie o față umană, trebuie să fie ceva, nu poți să mai vinzi doar printr-o poză. Naște suspiciuni, au fost foarte mulți în trecut care au dat kicks, au dat țepe. Au luat banii oamenilor, nu le-au mai făcut, au zis lasă că facem, nu mai facem și de asta a crescut un pic nivelul de scepticism. Asta văd că se întâmplă acum, nu știu, Marius, dacă ai vreo completare. Am completări. Vine din Ardeal și aici doar viteza aprinsă, Prahova, știi? Da, asta e un mit, să știi, adică eu nu știu de unde și până unde au rezultat faptul că ardelenii vorbesc în ce. Te duc o dată la Cluj. Îți garantez că nu pricep jumate din ce vorbesc aia pentru că au turația la maxim. Da, crede-mă. Știam bancul ăla și viața, bă, dar trebuie să zic pe ăsta. Care ăla? Unde te grăbești? Nu, dar știi, ca parașutist, plătesc băieți la 1, 2, 3, la 3 deschizi parașuta. Ardelenii la 1,5. Da. Numărat până la 1,5. Deci, platformele de social media, încet, încet, și cu TikTok în frunte, se transformă în platforme de vânzare. Nu este o dorință de-a mea, este o realitate. Adică există texte, există platforme alternative care deja fac treaba asta, unul dintre ele se numește Lemon TV, unde oamenii interacționează mai ușor cu produsul și implicit îl cumpără mult mai ușor. Într-un an de zile, eu garantez că, din păcate, Facebook Market-ul o să prindă din ce în ce mai multă amploare. Google Market a început deja să prindă din ce în ce mai multă amploare pentru cine nu știe. Google în clipa asta afișează produsele tuturor într-un mod absolut gratuit. Trebuie doar să te duci să le urci și o să faci vânzări
eu într-un alt business de-a meu, ăla este principalul generator de vânzări. TikTok va vinde din ce în ce mai mult în live-uri și prin videouri. Sunt lucruri pe care deja le testează. Astăzi am 3 zile de când am făcut prima mea vânzare pe TikTok. Am vândut un curs pe care l-am pus sâmbătă acolo. Hai să vedem ce se întâmplă, s-o vândut. Viitorul sună în felul următor. Am magazinul meu unde poate să vină omul să interacționeze direct cu mine și știe că nu este intermediar, dar în același timp tot ce înseamnă social media și platformă de social media este centrată înspre ideea de a face cât mai mulți bani, pentru că și TikTok-ul și Facebook-ul au niște multe comisioane care se întâmplă în momentul în care ei fac o vânzare. Și întrebarea adiacentă, cât de mult va influența inteligența artificială tranziția asta de un an despre care noi vorbeam acum? Da, aici trebuie să vedem la ce anume te referi. Te referi la ChatGPT ăla care te ajută să faci lucruri sau la avatare din astea digitale? ChatGPT o să ce a făcut ChatGPT-ul a reușit să aducă un fel de mediocritate în lumea contentului digital. Când a apărut prima oară și erau câteva persoane care puteau să folosească și aveau acces la el, erau, mamă, ce șmecheri sunt ăștia, de unde poate să facă. Când s-a democratizat și a avut toată lumea acces la aceeași informație și el fiind un roboțel, tu dacă îi scrii acolo să-ți dea ceva, nu-ți dă numai ție, îți dă ție și altor persoane care au căutat care au căutat același lucru acolo. Și gândiți-vă că nu mai e o postare care are același text, sunt alte 1000 de postări care arată la fel. Practic ce a făcut? Doar a mai mult marketing, mai mult orice înseamnă postări scrise, o să fie din ce în ce mai mediocru, iar cei care sunt într-adevăr buni și știu să se folosească de aceste, cum îi spune, de aceste tool-uri, nu o să mai crească un pic peste ei, ci o să crească exponențial. Pentru că tu dacă deja ești bun în ceea ce făceai înainte, acum ți-au dat doar uneltele necesare ca tu să poți să turezi mai mult. E ca și cum ai fi mers pur și simplu prin mall sau un exemplu mai bun. Când cobori cu avionul și te plimbi, ajungi înapoi înspre check-out unde ajungi tu, e drumul clasic și mai e o bandă din aia de mergi mai repede. ChatGPT-ul e ca banda aia de acolo, e același drum, doar că cei priceput se mișcă mult mai repede față de cei care abia învață. Da. Eficientizează munca, te ajută să o faci mai ușor, dar nu o faci în locul tău, că încă e robot și încă se simte când e scris de robot. Și acum nu o să fim de acord. Deci, într-un final, mai țineți minte când v-am zis povestea cu Emagul și site-ul? Exact aceeași chestie se întâmplă acum cu conținutul creat prin inteligență artificială versus conținutul creat direct de oameni. În foarte curând timp o să ne lovim de ceea ce cu toții știm că se numește drept de proprietate intelectuală. Corect? La orice. Internetul în clipa asta, în ultimul an de zile, a fost umplut de gunoi. Gunoi digital generat cu inteligență artificială. Google și restul motoarelor de căutare încă tolerează gunoiul. Dar, cu siguranță, în următorul an de zile, se va pune problema între conținut creat de oameni, pe care știu că e creat de oameni pentru că are greșeli de ortografie, are greșeli de sintagmă, știu sigur că nu folosește niște algoritmi, versus conținut generat de acei 1000 de oameni. Și eu, dacă aș avea site astăzi, singurul lucru în care aș investi ar fi să-mi fac textele eu cu mânuța mea. Ăsta e singurul lucru în care aș investi în următorul an de zile. Sunt total de acord cu tine, nu spuneam să nu faci treaba asta, e ce spuneai tu, adică să te duci la ChatGPT să spune dă-mi o descriere pentru produsul ăsta, el îți dă o descriere standard, iar după aia iei descrierea standard mediocre de pe net, o pui într-un document și o modifici tu. Modifici, o scrii după la tine. Asta mă refeream, da, scuze, am înțeles sigur. La asta mă refeream, nu să folosești ChatGPT-ul ca să fie locurile acolo, că vine Google și zice, ce e asta? Nu, este clar, adică trebuie să încercăm să fim creativi, să avem aport propriu. Am reținut la fel că trebuie să fii disciplinat. Am mai o întrebare. Am un magazin, nu mai contează ce vând, eu am avut toate scenariile seara asta. Cu ce frecvență postez în social media? Zilnic? De câte ori pe săptămână? Dar pe lună? Cum să fac? Ce-mi recomanzi? Cu cât postezi mai mult, evident că tu o să crești mai mult. Acum, decât să faci un social media, în general, e un maraton, nu e un sprint. Adică, decât să postezi într-o săptămână de 3 ori pe zi, mai bine ia alea 3 postări, cât înseamnă 21 de postări, cât înseamnă, și sparge-le în 3 pe săptămână, cât înseamnă 3 pe săptămână, aproximativ, matematic, cât înseamnă 12 7 săptămâni.
acolo. Adică decât să te forțezi să postezi mult o perioadă scurtă de timp, mai bine găsește care este frecvența la care tu te simți bine și postează aia o perioadă lungă de timp. Dacă tu te simți bine să postezi o dată pe săptămână, postează o dată pe săptămână până când simți, bă, cred că pot de două ori. Postează de două ori pe săptămână, mă, parcă merge de trei ori pe săptămână. Și încearcă să adaugi câte puțin, asta dacă faci singur. Dacă ai îndrumare și ai pe cineva care vine și îți propune, bă, uite, asta, uite, hai să postăm de atâtea ori, uite, așa se face. Că unul dintre cele mai mari blocaje mentale e că se apar, bă, ce, cum ai spus tu, ce postez, nu știu cum postez, nu știu dacă e bine, nu știu cum să vorbesc, ce să vorbesc. Și dacă vrei să faci treaba asta pe cont propriu, postează câte puțin o perioadă lungă de timp și vezi ce spun oamenii. Dacă într-adevăr vrei să accelerezi bucata aia, du-te la cineva care știe și are dovezi în spate că ceea ce spune și ceea ce îți propune funcționează pe ce spui tu. Dacă te duci la cineva și îți propune că da, facem asta și merge și te întrebi, păi, și ai mai făcut pentru cineva? Da, da, cum să zic, am făcut, da, am mers. Da, nu știu, e clar că dacă se fofilează așa, n-are rezultate și vrea numai să vă ia banii. Asta aș spune, găsește varianta optimă pentru tine și fă-o pentru o perioadă lungă de timp. Avem întrebări din public. Dacă avem, da, vreau. Maris, mai are altcineva să luăm înainte, că ai avut deja o întrebare? Bine, te rog, Maris. Maris, vreau să te întreb. Treabă, mă. Maris, pe dreapta, nu pe stânga. Treabă, mă. Ce măsură mă poate ajuta la colaborarea cu influență? Dacă eu vreau să afacere mai merge foarte bine și m-am gândit că sau de piață, că dacă vreau cu influență, te ajută instant. Este adevărat? Ce vinzi, dacă vor, trebuie să ai grijă ca în momentul când alegi influencerul respectiv, audiența lui să fie formată din oameni care ar putea să accepte, ar putea să fie interesați de produsele tale. Acum, dacă tu vinzi lucruri educaționale și te duci la, nu știu, cineva care face pe TikTok chestii, Dani Mocanu, s-ar putea să nu fie cea mai bună variantă pentru tine. Adică trebuie să pui cumva în balanță și aici intervine de ce îți povesteam. Depinde când, în ce stadiu al brandului, al afacerii tale ești. Dacă tu deja faci vânzări și ai nevoie doar ca brandul tău să fie mai cunoscut, atunci da, du-te, dă-i, nu știu, 500 de euro omului care își cere banii aia pentru postare, dar asigură-te că story-ul pe care îl postează, poza pe care o face el sau ce naiba livrabile mai are, n-ajung doar la el pe profil, ci ajung și la tine ca livrabile, ți le trimite ție cu o scrisoare, da, poți să folosești asta în reclame și folosește-te de acele poze în reclamele pe care le vei face tu plătite apoi. Că așa, dacă depinzi doar de el să facă un story, acum nu știți de la mine, dar reach-ul pe platformele de social media uneori e foarte mare, alteori e foarte mic. Și acum, dacă tu ai ghinionul ca în momentul când el postează să fie în perioada aia de reach mic, tu ai luat bani și ai zis, bă, eu din 500 de euro, 400 arunc aici. În schimb, dacă tu te asiguri că ai și acele poze, filmulețe sau ce postează, el ți le trimite și ție și tu le poți folosi în reclamă, te poți folosi de la o perioadă de, nu știu, un an de zile. Și practic te folosești de imaginea lui pe care o asociezi cu brandul tău și scazi costul de achiziție. O să subliniez ce o zis, că o zis foarte bine. E zici. Foarte important influencerul pe care îl alegi să te reprezinte. Pentru că avem un exemplu local. S-a deschis o piață, nu o să-i dau un nume. A venit un băiat care tocmai a fost prins în timp ce îi plăcea foarte mult botanica și era și în chiloți în timp ce conducea. Și a făcut un video, băiatul în chiloți. Bună ziua, am venit la piața minunată deschisă la noi, la lângă Ploiești. Nu, ci dimpotrivă, au făcut backfire, pentru că în presă și în comentarii, că și aici e o șmecherie, publicul de pe TikTok nu e același public de pe Facebook. Am fost eu azi dimineață. Și mă știu și... Și mă știu foarte bine și cu Severin și cu jumătate de pe acolo care mi-s clienți. Unde vreau să ajung? Câteodată și overdoing-ul ăsta. Eu mai am un client care s-a dus și-o plătit niște nume sonore din România cu 10.000 de euro ca să-i promoveze produsul. Și produsul lui nu s-a vândut. Și în momentul în care a schimbat un pic tactica și nu mai băga 10.000 de euro și a făcut site-ul care trebuie, în limbile care trebuie, a început să vândă și să recupereze banii pe care au aruncat pe geam. E complicat la influencer. Foarte complicat. Obține atenție, obții prin toate căile. Și prin SEO, și prin content, și prin brand awareness, prin toate căile. Obține atenție, de fapt despre asta vorbim. Nu. Asta e un mit, faptul că mă duc și dau 10.000 de euro lui băiatul în chiloți în Lamborghini și faptul că i-am dat 10.000 de euro să mă duc înapoi 20.000 nu este un garantat. Poate funcționează, dacă publicul tău este 12-13 ani, la fel de bine poate să nu funcționeze.
n-ai de unde să știi, e la ghici. Dar dacă constant, exact cum a zis Marius, constant tu faci acțiuni, faci acțiuni, faci acțiuni, faci acțiuni și obții din ce în ce mai multă atenție, inevitabil nu are cum să nu funcționeze. Cazul pe Escobar, că sunt convins că știți. Dacă știți de la Taberna Racilor. El asta a făcut efectiv. A luat, e un restaurant. Ce nația mă se face un restaurant? E mâncare pe care o mănânci. Dar a găsit o metodă interesantă prin care să te facă să-l asculți. Mesajul pe care el face cineva unghiile? Sau ce se aude? Mesajul pe care el l-a dat mai departe pe, în online a fost unul, bă, mâncarea mea e bună, dar n-a spus-o așa. A spus-o într-un mod în care, bă, parcă te deranja, dar parcă vrei să spui ce vrea, vrei să-l asculți. Ăsta e sentimentul pe care l-a trezit. Și el pur și simplu se filmează, a luat chestia, uite aici e taverna Racilor, în fiecare zi avem cele mai bune mântâneală, ce are el acolo. Și asta cred... Păi nu, că l-a fost un lucru bun faptul că l-a închis ANPC-ul. A fost extraordinar din punct de vedere a... Ca și, creat o dramă. Ca și imagine de PR, faptul că el după aia s-a dus la Horia Constantinescu și a spus, bro, zici și mie ce trebuie să fac ca să fie bine. Și pe aia a făcut video în care și-am organizat cea mai bună variantă de PR pe care a putut să o aibă. Ăștia au crezut că îi fac rău, dar de fapt l-au dus un pic în jos și s-au dus mai departe. Că a fost băiat inteligent și a știut cum să se... Pentru că probabil deci a avut pe cineva în spate sau dacă el e deștept, doamne ăștia. E el deștept pentru că a primit atenție. Știi despre asta e vorba. Interesant și eu cred că am făcut acum un quiz rapid în sală despre Escobar. Auzi mai multă lume decât despre Taberna Racilor. Da. Ia. Cine știe pe Escobar? Cine a auzit? Toată lume. Funcționează? Poftim? Știți unde e Taberna Racilor? Da. Habar n-am. Ca să vă spun, Taberna Racilor e un restaurant în Herăstrău acolo. Dacă vrei să te duci, nu-i de ajuns să suni să-ți faci programare, e coadă de câte 12 oameni care stau și așteaptă ca alții din interior să mănânce să intre ei. Deci internetul funcționează, nu are cum să nu funcționeze, doar că trebuie să vedeți cum spun mesajul pe care voi îl aveți, trebuie să-l spuneți într-un mod în care să capteze atenția. Să capteze atenția este o abilitate pe care trebuie să o înveți ca orice altceva. Nu, pe care deja o avem, dar trebuie polișată. Eu am zis că ne oprim și știu că e târziu, dar mai vreau eu mai întrebare stau de la voi, vă rog. Dacă mai aveți întrebări, mai spuneți-ne. Da, pe tine primul. Am o întrebare foarte importantă care mă ajută foarte mult. Vreau să știu dacă eu vreau să dau o cadou, o mașină. Cui trebuie să dau acea mașină cadou? Clienților mei care au cumpărat mașină de la mine? Sau oamenilor care nu știu de mine și ce faci? Pot câștiga? Ce vrei să obții? Vânzarea ori. Nu, ce vrei să obții? Să fac? Atenție, vrei să obții atenție. Nu trebuie să dau mașina aceea. I-a refuzat. Nu. Poți să zic că după aia dacă ceva. E fix la mine în domeniu. Zii. Care e gradul de recurență a clienților în clipa asta? Adică câți vin înapoi să-și cumpere a doua mașină? Vorba de autoturism, dar nu, vreau să știi că așa că eu știam răspunsul, nu-i panică. Păi și atunci, care ar fi logica să-i dau o mașină cuiva care deja o cumpăra de la mine? Ție, practic, ce trebuie? Îți trebuie oameni noi care să audă de tine. Tu dacă dai mașina oamenilor care deja au cumpărat de la tine, eu care n-am cumpărat, ce? De ce să particip aici? Că nu câștig nimic. Îți dau like, îți dau follow ca să ce? Mă bucur pentru ăla. E, bravo, vreau eu, cum vrei tu. Adică aș face postarea respectivă sau ce vrei să faci pentru cât mai multă lume, odată, mă gândesc că vrei să faci un giveaway. Adică, bă, dă follow, dă comentarii, hai să ne audă mai multă lume de noi. Banii pe care tu iai pentru mașină, nu știu cât costă mașina, o jumătate sau dacă nu chiar contravaloarea mașinii, bagă impostarea pe care o faci ca să o promovezi. Exact. Și mai bine faci un video decât o postare. Adică ia pe cineva, nu știu, plătește pe cineva care să fie în fața camerei, să-ți explice de mașină și să înceapă așa. Mașina asta în valoare de cât costă mașina, poate să fie a ta. Fii atent ce trebuie să faci. Da, follow, da, ce faci tu. Și paranteză, în valoare de, nu care cumva să faci cum au făcut niște băieți din Moldova, exact aceeași manevră și dădeau și eu o Skoda Fabia din 2000. Da, pentru adică... pentru că internetul a reacționat și a zis, bă, care ce facem? Dai 300 de euro, îmi dai 500 de euro. Nu există așa ceva. Nu. Când faceți promoții, când dați premii, regula numărul 1 la promoții este asigurați-vă că premiul este unul consistent. Asta e regula numărul 1 și regula numărul 2 este că premiul în sine nu-l pune în încurcătură pe cel care câștigă. Și asta e o altă discuție. Dacă eu câștig un apartament acum la o tombolă, trebuie să mă o să plătesc taxe, corect? Deci s-ar putea să mă pun în dificultate, nu-i pentru oricine. Dar dacă mă duc și am șansa să câștig o doză de Coca-Cola,
Nu mă pasionează neapărat. Face sens? Are sens? Da, adică fără să poată să participe oricine, că pe tine te interesează să afle mai multă lume de ce faci tu. Corect. Ce prezintă un interesant, mașina asta în valoare de, cu jante de nu știu care. Mai avem o întrebare, vă rog. Ai spus eu mai devreme de mi-a explodat capul. Aoleu. Legat de treaba cu site-ul și e-mail. Așa. Eu vând electronice, așa, branduite brand propriu, da? Deci nu vând artic, vând propriu brand. Bineînțeles, site-ul e legat de eMag, adică produsele se duc automat din site în eMag și evident că se duc aceeași descriere și cu aceeași poze. Păi da, dar eMag în platformă ai posibilitatea să intri să le modifici. Și pe aplicație mai nou. Mii de produse. Și, da, asta este. Să le iei la mână pe toate să modifici descrierea la fiecare. Dacă soluția tehnică este în felul următor. Nu știu pe ce site ai făcut platforma ta, dar spun care e soluția tehnică. Orice nomenclator de produse, tu în momentul în care îl împingi mai departe către eMag, se duce ori într-un CSV, ori într-un XML. Corect? Okay. CSV sau XML care înseamnă același lucru, Excel pentru cine nu știe ce să are. Poți să creezi un punct intermediar și să nu livrezi lui eMag decât după momentul în care tu ai alterat toate produsele astea. Sau mai ai o variantă în care îți încarci toate produsele în eMag, oprești feed-ul de produse, vin apoi la tine în site și să le alterezi cum trebuie. Pentru asta trebuie unelte de bulk. De trebuie. Nu sunt accesorii, sunt electronice, nu sunt navigații. Dar zi dacă greșești sau nu, dacă caut după tine, eMag e pe locul întâi, nu? Dacă caut după brandul tău, eMag e pe locul întâi, nu? Uneori da. Dacă cauți după brandul meu, eu sunt pe locul întâi. eMag e pe locul 4. Da, dar pe mine mă ajută foarte. Nu, nu Magic 5, la vânzare de produse. Am reușit să-mi pun brandul meu în platforma eMag. Deci sub poza mea apare brandul. Poți să te dau exemplu? Deci, nu știu cum te cheamă, dar sunt gata. Alin. Ce-a făcut Alin e foarte interesant de făcut și e o chestie pe care o recomandă antreprenorilor. eMag poate să fie o platformă prin care tu să obții atenție într-un mod absolut gratuit. Felicitări! E foarte simplu. Mă duc, îmi pun produsele pe eMag, oamenii află de mine, în caz că nu știați, 80% dintre vizitatorii de pe eMag merg mai departe și caută produsul în altă parte pentru că știu că eMag vinde scump. Asta se întâmplă. Și eu câștig publicitate gratis pe spatele lui eMag. Ba, e gratis. Muncești, e foarte gratis. Ba, și tu niște ore acolo ca să faci. Nu cumperi. Sau faci o automatizare și după aia te miști că nu mai întâlnesc site. Mulțumesc. Da, eu o să fiu.